O avocată din Soroc a fost reținută în flagrant delict de ofițerii CNA și procurorii anticorupție fiind bănuită de trafic de influență. Aceasta susținea că avea influență asupra judecătorilor din cadrul curții de apel Bolț, pretext pentru care a estorcat și primit 2000 de euro. Potrivit denunțatorului, femeia urma să influențeze judecătorul astfel care acesta să adopte o decizie favorabilă în privința acestuia. Pe acest fapt a fost pornită o cauză penală pentru trafic de influență, să vor și de două sau mai multe persoane dacă va fi găsită vinovată nevinovată, bănuita riscă o pedapsă cu închisoare de la 2 la 6 ani sau o amendă în mărime de la 60 la 80 de mii de lei. De la începutul acestui an, Centrul Național Anticorupție a reținut pentru acte de corupție 16 avocați.